Îl salut pe consultantul politic Adrian Zăbavă, este în legătură telefonică directă cu noi la această oră. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă întreb înainte de toate, domnule Zăbavă, cum ați primit această veste și care credeți că ar fi, nu știu, dedesubturile acestei decizii pe care Eduard Helvig pare că a luat-o? Nu neapărat cu surpriză, pentru că în piața politică se specula despre acest eveniment de ceva timp. Așa cum s-a speculat sau se speculează pe la colțul și despre un posibil proiect politic al lui Eduard Helvig. Dar trebuie spus că astăzi, chiar și după declarația fostului șef al SRI de acum, rămânem cu foarte multe întrebări și cu puține certitudini. În continuare rămâne doar un teren al speculațiilor cu privire la această plecare, dar sunt absolut sigur că în scurt timp vom afla mai multe detalii, pentru că povestea nu poate rămâne așa. Trebuie subliniat că șefii serviciilor secrete, cei ai SRI în special, au plecat de obicei odată cu încheierea mandatului sau la rotația președintelui, hai să zicem așa, când a venit în funcție următorul președinte față de cel care l-a numit, a plecat și președintele SRI sau au mai fost și alții care au plecat în urma unor scandaluri, a unor probleme de imagine, a unor crize în statul român. Astăzi, domnul Helvig pleacă fără să fie într-una dintre cele două situații. În consecință, cred că e ceva la mijloc și altceva la mijloc și deocamdată nu putem decât specula pe seama acestui lucru. Ar putea primi la schimb, ca monedă de schimb, o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din partea coaliției de guvernare? Este vestea care se speculează cel mai mult în spațiul public de când am primit veștile de la Eduard Helvig referitor la renunțarea la funcția pe care a ocupat-o. Sper și cred că România nu este în situația aceasta a unei democrații în care, nu știu, candidaturile la prezidențiale se pot face cadou. E adevărat, Eduard Helvig poate deveni un posibil candidat al PNL, al PSD plus PNL, a oricui, cred, în respectiva alegerilor prezidențiale și spun asta gândindu-mă la istoricul său politic dinainte de a fi președintele SRI, un om important care a fost deputat europarlamentar, ulterior ministru al dezvoltării, dar și pus în contextul acestor ani al SRI-ului. Cu toate acestea, e greu de crezut că putem să vorbim despre o situație de genul ăsta în care lucrurile să fie negociate încă de pe acum. De ce vă întreb? Pentru că background-ul profesional al lui Eduard Helvig iar permite să acceadă la o astfel de funcție, cu atât mai mult cu cât partidele politice din arcul guvernamental nu livrează deocamdată niciun potențial candidat. Se discuta la un moment dat din partea PSD de Mircea Joană, nu s-a mai auzit nimic. Național-liberalii pe surse au mai vehiculat numele fostului premier Nicolae Ciucă, dar tot așa poate să tatoneze puțin terenul. E adevărat că atât PSD cât și PNL sunt sigur că se gândesc spre alegerile prezidențiale și spre posibilii candidați. Astăzi, chiar dacă în nenumărate rânduri a declarat că nu-și dorește neapărat și că PSD e deschis poate chiar la o candidatură din afara partidului, cred că prin prisma pozițiilor pe care le ocupă, Marcel Ciolacu e în poziția favorizată de a deveni sau de a fi posibilul candidat al Partidului Social Democrat. De partea cealaltă, chiar dacă au existat voci din PNL care au vorbit despre Nicolae Ciucă ca despre un posibil prezidențiabil, situația politică în care se află azi, adică ocupant al poziției de șef al Senatului, președinte al PNL, dar fără o poziție politică importantă și cu un partid într-o situație complicată, e greu de crezut că ne putem gândi la el ca la un posibil candidat la prezidențiale. Dar cred că mai e atât de mult timp până la sfârșitul lui 2024, încât atât despre domnul Helvig, cât și despre domnul Ciolacu sau despre oricine altcineva, putem doar specula cu privire la candidatura lor, mai mult decât a vorbi despre cu siguranță despre o candidatură a acestor personaje. Însă nu se exclude revenirea în politică a deja fostului șef al Serviciului Român de Informații.
Da, cred că nu putem exclude, nu putem face abstracție de context, nu putem face abstracție de faptul că Partidul Național Liberal, practic partidul din care domnul Helvic a ajuns până la urmă în poziția de șef al SRI, este într-o situație dezastroasă. Fac aici o scurtă paranteză și mi-amintesc cum și despre fostul șef al SRI, despre domnul Maior, în campania de la alegerile prezidențiale din 2014 se discuta foarte mult politic. S-a discutat mult atunci despre posibila intrare a domnului Maior în politică de pe poziția de premier, dacă Victor Ponta urma să câștige alegerile prezidențiale. Deci nu e o noutate că despre șefii SRI se speculează privind intrarea lor în politică, mai ales în contextul în care la bază mulți dintre ei au fost politicieni și au ocupat funcții publice înainte ca ei să devină conducători acestui serviciu de informații. Dar cred că ar trebui să mai treacă un timp până când Eduard Helvig să intre cu adevărat într-un proiect politic. Ar fi oarecum poate nesănătos ca astăzi ieșit de pe poarta SRI, mâine să intri în politică, ținând cont de importanța acelui loc și de informațiile sensibile la care ai avut acces o perioadă importantă. Sunt informații strict secrete pe care, evident, prin natura jurământului pe care l-a depus, nu pot fi divulgate nici la mult timp după ce încetează această funcție. În ceea ce privește, ultima întrebare, domnule Zăvavă, în ceea ce privește succesorul lui Eduard Helvig, putem discuta de o rotativă, având în vedere trecutul, și aici mă refer la faptul că domnul Maior a fost propunerea Partidului Social Democrat, domnul Helvig a venit din partea PNL, acum ar fi din nou rândul PSD-ului să ofere un șef la SRI? Să nu uităm că PSD a dat un șef la SIE. Și corect, că aceste numiri la serviciile de informații au respectat un oarecare echilibru politic, adică președinții au împărțit aceste funcții către partide care teoretic erau în opoziție unele față de celelalte. PNL a dat șeful SRI, PSD a dat din opoziție șeful SIE, deci nu când era la putere cu Partidul Național Liberal. Nu știu ce plan ar putea să aibă președintele Iohannis cu privire la această funcție, ținând cont că mai e doar puțin din mandatul său. Cel mai probabil următorul șef al SRI, va veni doar pentru un mandat scurt. E greu de crezut că următorul președinte, indiferent care ar fi acesta, l-ar menține în funcție. În consecință, nu cred că putem să vorbim de o numire de amploare, ca să zic așa, sau de un personaj cu perspective atât de mari ca domnul Helvig sau ca domnul Vlase de la SIE pe acest interimat scurt. Cred că va fi vorba de un interimat.